Incendiul a pornit în jurul orei 13 când șoferul autobuzului a simțit că ceva nu este în regulă cu vehiculul pe care îl conducea. Bărbatul s-a uitat în oglinda retrovizoare și a văzut că din partea din spate autobuzului iese fum, așa că pasagerii au alertat pompierii. În autobuz se aflau 8 pasageri care au reușit să fugă la timp. Ia uite, păza cablurile. Au ars cablele, a prăpădiu. Dar cum a venit? A ieșit un fum puternic și de la fum a luat și casele. Pompierii s-au luptat cu flăcările preț de 10 de minute, cu 3 autospeciale de apă și spumă. Cel mai afectat a fost acest bărbat, a cărui casă a fost distrusă de flăcările uriașe. O parte din tavan a căzut, mobila a fost arsă, iar camerele omului au fost inundate. Camera asta e distrusă, calculator, televizor, absolut tot. Absolut tot, autobuzul spuseră martorii că venea arzând din partea aia, din stația cealaltă, și aici a fost deflagrația și a bubuit tot, să pe casă, pe tot. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla cum s-a produs incidentul. Imediat ce a ajuns în stația de autobuz, pasagerii au coborât fără a fi necesitat îngrijiri medicale, iar unul dintre pasageri a sunat la 112. La fața locului s-au deplasat 3 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Este haos la această oră pe drumul spre munte. Cu o zi înainte de finalul anului se circulă bară la bară pe Valea Prahovei. Ca de obicei, cel mai greu se circulă în Comarnic. Stăm de vorbă chiar acum cu doamna Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am regăsit! Nu avem semnalate evenimente rutiere sau efecte ale manifestărilor meteorologice care se impună oprirea circulației pe drumurile naționale sau pe autostrăzi. Dacă vorbim însă de fluență, înregistrăm la această oră valori intense de trafic pe drumul național 1 Ploiești-Brașov, fiind formate coloane de autovehicule pe sensul de urcare între Nistorești și Comarnic, dar și între stațiunile Sinaia și Bușteni, iar pe sensul de coborâre în stațiunea Azuga. Sunt prezenți la datorie polițiștii pentru fluidizarea traficului, recomandându-le în continuare conducătorilor auto să respecte indicațiile acestora, să nu se angajeze în efectuarea unor manevre riscante, cum sunt întoarcerile în zone în care este interzisă această manevră, să nu se angajeze în depășirea coloanelor de autovehicule, să evite să aibă alte preocupări de natură ale distrage atenția de la condus, să manifeste respect pentru ceilalți participanți la trafic, semnalizând orice intenție de schimbare a direcției. Acestea sunt informațiile și recomandările orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Mulțumim pentru informații! Guvernul desființează Institutul Revoluției, condus de Ion Iliescu și Gel Voican Voiculescu. Decizia vine după ce instituția creată de cei doi acuzați pentru crime împotriva umanității a încercat să organizeze o chermeză pe bani publici chiar pe 22 decembrie. Propunerea pentru desființarea organizației Fantomă, patronată de Ion Iliescu, a venit din partea secretarului general al guvernului. Premierul Ludovic Orban a aprobat imediat introducerea pe ordinea de zi a ordonanței. Domnule prim-ministru, vă rog să fiți de acord cu introducerea pe ordinea suplimentară a unui proiect de ordonanță de urgență privind desființarea Institutului Revoluției Române din decembrie 1989. Institutul condus de... Condus de primul președinte. Da, condus de Ion Iliescu. Aprob. Institutul Revoluției Române s-a aflat în centrul unui scandal uriaș după ce a primit bani publici pentru organizarea unui concert în 22 decembrie. Adevărații eroi ai Revoluției au calificat acest gest drept o jignire adusă memoriei martirilor din 1989. Organizația l-are drept președinte pe Ion Iliescu. Din conducere mai fac parte Gelu Voican Voiculescu, Cazimir Ionescu, Răzvan Teodorescu, Emilian Cutean, Eugenia Iorga. Iliescu și Voiculescu sunt acuzați de crime împotriva umanității. Gelu Voican a fost victima unui incident pe 21 decembrie, chiar cu o zi înaintea concertului care ar fi trebuit să fie organizat de institutul său. Fostul vicepremier a fost lovit cu o cârjă de un revoluționar. Criminalule! La pușcărie! Acolo este! Când o să te duci la pușcărie, o să plângi, nu? O să fii coleg cu Dragnea, nu?
În apărarea lui Voiculescu a sărit imediat Ion Iliescu. Fostul președinte a susținut că incidentele au demonstrat că nici după 3 decenii reconcilierea nu este posibilă. Probleme grave găsite la Spitalul Floreasca, acolo unde o pacientă a fost arsă pe masa de operații. Ministrul Victor Costache a anunțat că a primit datele controlului efectuat de Corpul de Control al Ministerului Sănătății, care indică o cascadă de nereguli. Între timp, Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, după ce femeia care a ars pe masa de operații a murit aseară. Deja avem un raport preliminar al Corpului de Control care denotă o cascadă de nereguli deosebit de grave și vreau să vă asigur că vom face totul ca acest gen de eveniment revoltător să nu se mai întâmple într-un spital din România. Medicii de la Spitalul Floreasca au dat astăzi explicații în fața reprezentanților Corpului de Control ai Ministerului Sănătății după ce pacienta care a luat foc pe masa de operații a murit. Am trimis Corpul de Control din primul moment în care am aflat, Inspecția Sanitară de Stat, Direcția de Sănătate Publică, Colegiul Medicilor București s-a autosesizat și a demarat ancheta. Vom avea un raport final la începutul săptămânii viitoare. Pacienta de 66 de ani, diagnosticată cu o boală incurabilă, se afla în comă indusă la secția de mare arși a Spitalului Floreasca. O echipă de investigație de la Ministerul Sănătății a ridicat acte și documente despre eveniment. Chirurgul Mircea Beuran, cel care a coordonat intervenția, s-a disculpat și a susținut că a ajuns în sala de operație după ce a avut loc tragicul incident. A făcut o complicație severă, o hemoragie. Atâta timp cât m-am deplasat eu, erau lucrurile începute, trecuse evenimentul, se poate verifica foarte bine. Venirea mea în spital, pentru că sunt camere video și la intrarea în spital și în bloc operator, există protocoalele de terapie intensivă. Imediat după terminarea intervenției, am luat legătura cu managerul spitalului, cu directorul medical, cu coordonatorul blocului operator, cu familia. N-a căutat nimeni nici să mușamalizeze, nici să ascunde. Pe de altă parte, din spusele asistentelor, rezultă că Beuran, care opera bolnava de cancer, ar fi folosit greșit substanțele de dezinfecție. Ar fi imbibat cu aceste soluții câmpul operator de sub pacientă și la contactul cu electrocauterul, pielea pacientei și câmpurile sterile au luat foc. Pacienta a ars ca o torță câteva secunde până ce o asistentă a aruncat un lighean cu apă peste masa de operație. Între timp s-a aflat și cine a făcut operația. Este vorba, într-adevăr, de un chirurg care făcea parte din echipa lui Beuran, iar raportul operator este semnat de acesta din urmă. Beuran a explicat că așa este procedura, ca medicul coordonator să semneze. Medicul care a coordonat operația în care a fost arsă pacienta de la Spitalul Floreasca este chirurgul Sebastian Vâlcea, care face parte din echipa medicului Mircea Beuran, au declarat pentru G4media.ro surse medicale. În schimb, raportul operator este semnat doar de Mircea Beuran, fără alte precizări. Asta deși raportul este semnat întotdeauna de medicul care a realizat operația, au precizat surse oficiale pentru G4media.ro. Informația potrivit căreia intervenția a fost coordonată de medicul Sebastian Vâlcea a fost confirmată ulterior de Mircea Beuran într-o emisiune TV. Vă reamintim că Sebastian Vâlcea este medic specialist chirurgie generală din anul 2014 și lucrează în echipa lui Mircea Beuran, cel care i-a și coordonat teza de doctorat. Mircea Beuran a mai spus că imediat după operație a sunat directorul medical, managerul spitalului și medicul care coordonează blocul operator și imediat la ieșirea din blocul operator a stat de vorbă cu familia pacientei față în față. Beuran a menționat că sala în care s-a produs incidentul nu a fost sigilată, ei susținând că ar fi fost necesar acest lucru pentru a se face o anchetă. 4 anchete au fost deschise în acest caz. O echipă a Ministerului Sănătății a fost din nou duminică la spital pentru a sta de vorbă cu cei implicați. Șeful Colegiului Medicilor contestat dur după scandalul de la Floreasca, jurnalista Emilia Șercan îi cere demisia lui Gheorghe Borcean după ce acesta i-a luat apărarea lui Mircea Beuran, chiar fără să afle detaliile anchetei. Astfel, Borcean este acuzat că s-a antepronunțat în favoarea chirurgului. Eu cred că demisia domnului Borcean, președintele Colegiului Medicilor, ar fi un act de normalitate, dar nu înainte de a ne prezenta
de a prezenta public scuze pentru comunicatul pe care domnul Borcean l-a emis aseară în numele Colegiului Medicilor. Emilia Șercan îl acuză de lipsă de empatie pe șeful Colegiului Medicilor și susține că în comunicatul pe care l-a dat, atenția către victimă lipsește cu desăvârșire, iar Mircea Beuran este văzut ca un salvator. Nu există în acel comunicat nicio referire la pacient, nicio referire la familia pacientei, nimic care să ne arate puțină empatie și puțină sensibilitate și înțelegere față de suferința acelei persoane, ci acel comunicat ni-l portretizează pe domnul doctor Mircea Beuran ca pe un salvator, ca pe un erou. Jurnalista trage un semnal de alarmă și susține că poziționarea domnului Borcean este incorrectă. Deontologia medicală, cred că ar trebui să ne arate un pic de deschidere, de corectitudine față de fiecare caz judecat în parte. Poziționarea domnului Borcean este, din punctul meu de vedere, neacceptabilă. S-a antepronunțat. A spus foarte clar că în acest caz nu avem de-a face cu o situație gravă. Este de neacceptat așa ceva. Continuă acuzațiile după incidentul de la Spitalul Floreasca. Familia femeii care a murit arsă în sala de operație spune că afla din presă despre gravitatea incidentului, iar medicii au evitat să le ofere informații clare și nu le-au explicat cum s-a petrecut accidentul. Potrivit familiei, medicii de la Floreasca au anunțat că operația a decurs bine. După această intervenție chirurgicală, evoluția mamei a fost una favorabilă, comunicând în permanență cu familia. Mama se simțea norocoasă pentru șansa care îi se oferise și bucuroasă că se simțea mai bine. Recuperarea postoperatorie a fost monitorizată în continuare în cadrul Spitalului Floreasca timp de o săptămână, a spus fiul victimei. Familia povestește că starea femeii s-a înrăutățit peste noapte, iar acest lucru l-au aflat printr-un apel telefonic de la o colegă de salon. Am fost contactați telefonic de o colegă de salon a mamei, care ne-a dus la cunoștință faptul că mama a fost dusă de urgență la blocul operator, deoarece pe parcursul nopții starea ei s-a înrăutățit. La aflarea acestei vești, ne-am deplasat de urgență la Spitalul Floreasca pentru a afla mai multe detalii despre starea ei. Din discuțiile purtate cu reprezentanții spitalului a reieșit faptul că intervenția chirurgicală de pe 22.12.2019 a fost necesară de urgență, datorită unei hemoragii interne. În plus, ne-a fost menționat faptul că în timpul operației a avut loc un accident în urma căruia mama a suferit arsuri de gradul 2. Atunci când am solicitat mai multe detalii, ni s-a spus că nu se știe decât că a fost un accident. Între timp, pacienta fusese transferată la terapie intensivă și ulterior la Mariarși. În tot acest timp, familia susține că a solicitat informații despre incidentul produs în sala de operații și de gravitatea acestuia, dar medicii au evitat să vorbească. Incidentul survenit în timpul celei de-a doua operații nu ne-a fost explicat clar. Nu ni s-a prezentat gravitatea situației și modul în care s-a petrecut acest accident. Am aflat anumite detalii din presă în momentul transmiterii acestora pe posturile de televiziune, a precizat fiul victimei. Materialele pirotehnice continuă să facă victime de sărbători. Un tânăr de 18 ani din Vaslui a rămas fără un deget după ce o petardă a explodat în mână. Pompierii și un echipaj smurd au intervenit pentru a-i acorda primul ajutor. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Distracția de sărbători l-a costat scump pe un adolescent din Vaslui. Tânărul de 18 ani a rămas fără un deget după ce o petardă i-a explodat în mână. La fața locului au sosit echipaje medicale, iar tânărul a fost transportat de urgență la Spitalul Municipal din Bârlad. Victima a fost transportată la compartimentul de primiri urgențe a Spitalului Municipal Elena Beldiman Bârlad, cu un diagnostic preliminar de amputație parțială deget 3 și plăci contuze la nivelul mâinii stângi, prin explozie, au anunțat pompierii. Cu toate acestea, tinerii nu par să conștientizeze pericolul la care se expun, iar comercianții ignoră regulile și aduc pe piață tone de materiale periculoase. Polițiștii de frontieră de la Vama Veche au confiscat în urma unui control de rutină de la un cetățean român aproximativ 15.500 de materiale pirotehnice. Bărbatul, în vârstă de 28 de ani din Ialomița, a declarat că achiziționase din Bulgaria petardele pentru a le comercializa și nu avea cunoștință de obligativitatea de a deține autorizația asupra lor.
Bătaie cu topoare într-o pădure din Prahova. Mai mulți bărbați care se plimbau cu ATV-urile au fost agresați de alți localnici, printre care și un pădurar. Aceștia au fost acuzați că au tăiat ilegal lemne din pădure. Imaginile au devenit virale, iar autoritățile vor face verificări pentru a stabili ce s-a întâmplat cu exactitate. Vă avertizăm, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Imaginile au fost surprinse la marginea unei păduri din comuna Plopu. Mai mulți bărbați acuzați că fură lemne au fost atacați cu topoarele folosite la tăierea copacilor. După un schimb dur de replici, agresorii vor să plece din pădure ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În momentul în care bărbatul încearcă să filmeze mașina plină cu lemne furate, acesta este din nou bruscat de unul dintre indivizi. Ce aici? Că mașina asta, lemne furate. Hei, ia mâna! Ia mâna, că ai pe el! Ia mâna! Amintim că la începutul lunii octombrie, un pădurar de la Ocolul Silvic, Strâmbu Băiuț, a fost omorât de către hoții de lemne. El a fost împușcat cu o armă de vânătoare. În ultimii ani au fost omorâți în timpul serviciului 6 pădurari, iar în ultimii 5 ani, Regia Națională a Pădurilor a înregistrat 185 de cazuri de agresiune împotriva silvicultorilor. Noul buget ar putea intra în vigoare pe 6 ianuarie. Vicepremierul Raluca Turcan a anunțat astăzi că legea a fost depusă la Secretariatul General al Guvernului. Opoziția are termen de 2 zile pentru a depune contestație la Curtea Constituțională. Legea bugetului de stat, legea bugetului asigurărilor de stat și legea privind unele măsuri fiscal-bugetare, asupra cărora guvernul și-a angajat răspunderea în fața Parlamentului, au fost depuse astăzi la Secretariatul General pentru exercitarea dreptului de sesizare la Curtea Constituțională. 2 zile este termenul de sesizare la Curtea Constituțională. Anunțul a fost făcut și calendarul ar putea fi pentru intrarea în vigoare după promulgare. Dacă nu se sesizează Curtea Constituțională, dacă nu face nimeni sesizare la Curtea Constituțională, calendarul ar fi următorul: termen de sesizare 30-31, dacă nu sunt atacate, pot să plece la promulgare în 6 ianuarie. Așadar, bugetul ar putea intra în vigoare cel mai devreme în 6 ianuarie. Nereguli la tot pasul, asta au găsit inspectorii Autorității Aeronautice Civile pe aeroportul Henri Coandă. Raportul întocmit în urma verificării celui mai mare aeroport din țară vorbește despre prezența constantă a unor obiecte străine în spațiul de mișcare al aeroportului, lipsa planificării și peste 1600 de zboruri întârziate într-o singură lună. Lipsa unui personal suficient, existența unor echipamente vechi și inadecvate, dar și lipsa unei culturi organizaționale care să fie orientată către pasageri. Toate aceste probleme au dus aeroportul Henri Coandă pe locul 129 din 132 în clasamentul realizat de AirHelp, bazat pe datele oficiale de zbor și pe evaluările pasagerilor. Inspectorii de la Autoritatea Aeronautică Civilă, care au fost în control la aeroport în perioada 15 iulie-31 august 2019, au constatat că una din 6 curse întârzie. Una dintre marile probleme de la aeroportul Henri Coandă este că peste tot sunt obiecte care nu au ce căuta acolo și care influențează negativ buna funcționare a aerogării. Raportul Autorității Aeronautice vorbește despre fragmente de pavaj și mâncare, pietre, bagaje sau chiar animale care pot fi găsite la porțile de îmbarcare, pe pistă, în zona taxiurilor sau zonele de încărcare a bagajelor. Ca urmare, Autoritatea Aeronautică a făcut o serie de recomandări, cum ar fi acoperirea nevoilor de forță de muncă, reinstruirea angajaților și monitorizarea activităților în cazul firmelor de handling. În plus, aeroportul Henri Coandă îi se cere să solicite firmelor de bagaje folosirea de echipamente noi. De asemenea, în raport se mai solicită introducerea de standarde de calitate pentru prestatorii de servicii de handling la sol, termenul de implementare fiind data de 1 ianuarie 2020. În primele 9 luni din acest an, aeroportul Otopeni a fost utilizat de 11,2
2,2 milioane de pasageri, în creștere față de cele 10,49 milioane din aceeași perioadă a anului 2018, potrivit statisticilor companiei. Lovitura pentru primarul Timișoarei Nicolae Robo a fost trimis în judecată de DNA alături de alți inculpați în dosarul privind casele naționalizate. Primarul este acuzat de procurori de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite în formă continuată. Haideți să vedem unde sunt cei 60.000 de euro. Poate ne lămurim cum a ajuns evaluatorul la asemenea sume. Nu e vorba de teren, să ne înțelegem, numai de clădirea propriu-zisă din fundul acestei curți. Acea construcție, nu știu ce a fost la origini, nu cred că a fost locuință, a fost o anexă pe aici, poate graj, habar n-am. Procurorii DNA au trimis în judecată 9 persoane într-un dosar care vizează vânzarea frauduloasă a 207 imobile, majoritatea situate în centrul vechi al municipiului Timișoara. Potrivit anchetatorilor, cei 9 funcționari, printre care și primarul Nicolae Robu, ar fi dat imobilele care aparțineau statului unor persoane care nu aveau dreptul să le cumpere. Prejudiciul este de peste 9,5 milioane de euro. Edilul Timișoarei a reacționat în exclusivitate pentru B1 TV. Robu susține că nu avea nicio legătură cu aceste retrocedări. Nu știu despre ce e vorba în întregul dosar. Eu știu că în ceea ce mă privește, e vorba de două maghernițe, una de 25 de metri pătrați, una de 50 de metri pătrați, care au fost vândute de o comisie, nu de mine, eu nici nu fac parte în acea comisie, în baza legii 112, în timp ce una din cerințele acestei legi nu era îndeplinită. Și acesta e motivul pentru care sunt și eu parte în acest dosar, că am semnat pentru vânzare, după ce am avut în față 4 sau 5 semnături de la aparatul de specialitate, semnături care garantau că totul este legal. Totul a început după ce în ianuarie 1997 a intrat în vigoare legea 112 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile trecute în proprietatea statului în perioada regimului comunist. Această lege le dădea drept foștilor proprietari și moștenitorilor lor să-și redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist sau să primească despăgubiri pentru acele imobile. Funcționarii din cadrul primăriei Timișoara ar fi vândut în mod fraudulos imobilele persoanelor în cauză la prețuri modice. Statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, s-a constituit parte civilă în acest caz. Este din nou aglomerație în magazine. Mii de oameni ne-au dat năvală să-și umple cărucioarele cu cele mai trebuie pentru masa de Revelion. Unii țin cont de superstiții și țin morțiși să mănânce la trecerea dintre ani pește sau struguri ca să le meargă bine. Alina Sorocean este într-un supermarket din capitală și ne spune unde e cea mai mare agitație. Te ascultăm! Bun găsit! Dacă pentru masa de Crăciun românii alergau după carnea de porc sau cozonac, iată că pentru masa de Revelion o mare aglomerație găsim la pește, pentru că tradiția spune că este bine ca noaptea dintre ani să mâncăm pește. De urmare, este foarte căutat somonul, păstrăvul sau dorada. Se spune că dacă mâncăm pește noaptea dintre ani, așa ne vom strecura printre probleme tot anul. Așa că nu este de mirare că vedem forfotă mare aici. Oamenii cumpără în abundență pește, am văzut cozi tot mai mari de la o oră la alta. Aglomerație mare însă vedem și la fructe și legume. Românii cumpără ardei, roșii, castraveți, portocale, dar și struguri, mai ales că o altă tradiție spune că de pe masă de Revelion nu trebuie să lipsească nici boabele de struguri. Mai exact, 12 boabe de struguri este bine să mâncăm de Revelion și la miezul nopții să ne punem o dorință. Iar la capitolul băutură, vinul și șampania sunt cele căutate. Domnii preferă un vin sec sau demisec, iar doamnele vinul dulce sau șampania. Așadar, este forfotă mare aici în supermarketuri. Mulți au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri. Asta pentru că fie au fost prinși cu serviciul, dar mulți dintre ei abia s-au întors din vacanța de Crăciun și acum pe ultima sută de metri își fac pregătirile pentru masa dintre ani. Mulțumim pentru informații. Statuia lui Gigi Becali din orașul Scornicești a fost vandalizată. Pe fața sculpturii care îl înfățișează pe latifundiarul din Pipera a apărut un desen obscen.
Bustul dedicat lui Gigi Becali a fost ridicat în 2016 de Cătălin Mihalache, un localnic din orașul Scornicești. Statuia este amplasată pe un drum național din Olt, între Pitești și Slatina, și nu este singura operă a artistului oltean. El a mai realizat busturile lui Sergiu Nicolaescu, Traian Băsescu și al Fecioarei Maria, iar în curtea sa este întinsă la soare o mare sirenă. Acum 3 ani, când a fost dezvelit bustul, localnicii declarau că speră ca latifundiarul să vină în Scornicești să-l vadă. Odată cu trecerea timpului, sentimentele lor s-au schimbat. Astfel, bustul latifundiarului din Pipera a fost vandalizat chiar de sărbători. Localnicii au desenat semne obscene pe statuia războinicului Luminii. Situație jenantă la Galați. Țara lăsată de autorități prin oraș pentru a fi folosită ca material antiderapant a fost furată din containerele de colectare la nici 24 de ore după ce au fost amplasate. Sarea trebuia folosită pentru a preveni alunecarea, în condițiile în care s-ar forma gheață sau polei pe trotuarele din zonă, pe alei și pe scările exterioare ale blocurilor. Însă localnicii s-au gândit că o pot folosi și pentru uz casnic. La nici 24 de ore distanță, sarea din aproape jumătate dintre pubele a dispărut, deși la Galați nu a fost polei sau ghețuși. Fiecare conținea în jurul la 100 de kilograme. Mai mult decât atât, 3 dintre containere au fost furate cu totul. Pe rețelele de socializare s-au vehiculat mai multe informații legate de această situație jenantă. În unele cazuri, se pare că sarea ar fi fost luată din pubele de către administratorii de asociații. Aceștia s-au temut că ea va fi furată, deci nu vor avea cu ce interveni când va fi nevoie. În majoritatea cazurilor, însă, a fost vorba pur și simplu de furt. Numeroși gălățeni au povestit pe rețelele de socializare că au văzut domni și doamne care și-au umplut sacoșele cu sare din containerele amintite. Primăria Galați a făcut un apel la martorii unor astfel de acte de vandalism să anunțe poliția locală pentru a face tot posibilul să identifice și să-i prindă pe hoți. Deși paguba este mică, autoritățile locale își doresc să le dea o lecție celor care au dat dovadă de o crasă lipsă de bun simț și de civism. Dacă pentru unii zăpada poate fi o povară, iată că în unele locuri românii se bucură din plin de peisajul de iarnă fermecător, ca în basmele copilăriei. Mii de turiști profită zilele acestea de iarnă autentică în stațiunile din Harghita și de plimbările cu sania atrasă de câini. Când natura își îmbracă veșmântul alb, turiștii care ajung în Harghita știu că a venit vremea plimbărilor cu sania trasă de câini. În stațiunea Băile Tușnat, sute de români din întreaga țară își fac programări din timp pentru a nu rata o amintire de neuitat. În aceste ținuturi rupte parcă din basmele copilăriei, poți avea parte de aventura vieții. Excursii cu sania trasă de câini husky Mocănița cu abur străbate muntele în același ritm de aproape un secol. În aceste zile le oferă turiștilor imagini de iarnă memorabile. Călătoria e molcomă ca toată lumea să aibă timp să admire priveliștea. 31 de imigranți ilegali au fost prinși de polițiștii de frontieră la granița cu Ungaria. Cetățenii iranieni, irakieni și afgani încercau să pătrundă în spațiul Schengen. După ce au fost prinși, migranții au cerut azil politic în țara noastră. Migranții au fost găsiți cu ajutorul aparaturii cu termoviziune și opriți de polițiști de frontieră când mai aveau doar 500 de metri până la granița româno-maghiară. Grupul format din 11 cetățeni din Irak, 5 din Siria, 3 din Iran și 1 din Afganistan a fost condus la sediul poliției de frontieră Borș pentru cercetări. Membrii grupului au recunoscut că intenționau să treacă ilegal în Ungaria cu scopul de a ajunge în spațiul Schengen. Cel de-al doilea grup a fost identificat de agenții de la Poliția de Frontieră Valea lui Mihai pe DN19. Agenții au oprit pentru control 2 autoturisme conduse de șoferi români care circulau în regim de taxi. În cele 2 mașini, polițiștii au descoperit 11 cetățeni sirieni, dintre care 3 bărbați, 2 femei și 6 minori. Cu toții au recunoscut că intenționau să ajungă într-unul din statele din Europa de Vest. În ambele cazuri, polițiștii de frontieră fac cercetări pentru a stabili dacă s-a săvârșit infracțiunea de tentativă de traversare ilegală a frontierei de stat de către cetățeni străini, urmând să fie luate măsurile legale. A încercat să pozeze în victimă, dar nu prea i-a reușit. Este vorba despre un șofer din Teleorman care a postat pe Facebook o filmare în care susține că este amendat pe nedrept de polițiști din cauza că mașina sa nu avea plăcuță de înmatriculare în față. Polițiștii au demonstrat că ei sunt cei care au dreptate, așa că șoferul s-a făcut de râs și s-a ales și cu amendă. V-a dat pentru deținerea certificatului de matriculare înlocuitoare. De ce mi-ai luat certificatul? Ți-am spus de prima dată pentru că nu aveai plăcuța din față, m-am dat în locul special destinat, adică pe bara din față. Ok, stai să vedem dacă e bara. Mașina, obligatoriu.
Păi da, dar vreau să vadă că e numărul pe mașină. Cum? Mașină, că e obligația ta de a rămâne okay. Mașină până îți dai o procesă verbal, după care te dai jos din mașină, înțeles? Șoferul care a publicat filmarea a susținut că este victima unui abuz și că agenții vor să îl amendeze fără motiv. Ceea ce a omis să le spună prietenilor săi de pe Facebook este că filmarea postată de el nu prezintă întreg adevărul. În realitate, prins fără numărul din față montat pe mașină, șoferul s-a dat jos și l-a montat la loc. Apoi a urcat la loc și a pornit înregistrarea în care l-acuză pe polițist că i-a cerut 200 de euro șpagă ca să-l lase să plece. Mai mult, în timp ce agentul de la circulație îi completa procesul verbal, șoferul a coborât din nou din mașină și a filmat ambele plăcuțe de înmatriculare pentru a-și reconfirma nevinovăția. Polițiștii au demontat însă ușor versiunea prezentată de șofer. Polițiștii din cadrul biroului rutier Turnu Măgurele au depistat un bărbat în timp ce conducea un autoturism pe strada Oltului din localitate, fără a avea montată în locul special destinat una dintre plăcuțele cu numărul de înmatriculare. Bărbatul a fost sancționat conform OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, au precizat polițiștii. Se pare că șoferul nu este străin polițiștilor și ar fi obișnuit să circule fără numărul din față. Cele din noaptea anterioară se vor situa în general în jurul celor specifice datei. Cerul va fi mai mult senin la începutul intervalului în majoritatea regiunilor, apoi se va înnora treptat în cele nordice. Cu o probabilitate mai mare spre dimineață, în nordul și nord-estul Moldovei, pe spații mici trecători, se vor semnala precipitații slabe mixte ce vor favoriza depunerile de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile minime se vor încadra între minus 9 și minus 2 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei spre valori în jurul a minus 14 grade. Se va forma ghețuș cu precădere în zonele montane, iar spre sfârșitul intervalului, în zonele joase de relief, pe arii restrânse, va fi ceață cu depunere de chiciură. În capitală, la noapte, vremea va fi mai rece decât în precedentele nopți, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de minus 5-4 grade, mai scăzută în zona preorășenească. Mâine, maxima va fi de 5-6 grade, iar cea minimă de minus 2-0 grade. La munte, cerul va avea înnorări și se vor semnala precipitații slabe sub formă de ninsoare, ziua izolat în nordul Carpaților Orientali, iar noaptea pe spații mici și în restul zonei montane. Vântul va avea intensificări îndeosebi în zona înaltă a Carpaților Meridional și de curbură, unde rafalele vor depăși temporar 80 de km la oră, spulberând zăpada depusă anterior. Valorile termice diurne vor fi în creștere față de ziua anterioară, însă cele nocturne nu se vor modifica semnificativ.